dată sunt pe harta voastră preferată de vați ascunsele și am o surpriză pentru voi. Înainte de toate vreau să vă spun acest lucru, că o să trolez această persoană. Uitați-vă, mă pot transforma într-o albine, mă pot transforma în mai multe chestii și în obiecte. Nu vă mai zic acum, o să vedeți, știți ca de fiecare dată. Dar astăzi nu suntem alături de Darusel, bă, dacă poți și eu. Ok, gata, că m-am transformat înapoi. Da, astăzi nu sunt alături de Darusel, sunt alături de un YouTuber și scrieți acolo în comentarii dacă știți YouTuberul respectiv. Înainte să vin, vreau să scrieți în comentarii cine credeți că e și, bă, fraților, hai să începem direct cu challenge-ul, să nu stăm la challenge și challenge, că ăsta e o mare troll ca de fiecare dată. V-ați obișnuit, nu vă mai spun prea multe, dați acolo like-uri și multe comentarii și bun, și înainte vreau să vă spun, pentru că uitați-vă, acum se vede toată harta, știți? Dar nu o să jucăm toată harta, o să-l iau ușor ușor pe fiecare hartă, fiecare bucățică în parte și după aceea o să ajungem și la harta finală, în fine. Știți cum e, nu mai spunem prea multe. Uitați aici toate animalele. Nu cred că o să mă găsească deloc și să sperăm totuși că nu o să mă găsească, pentru că dacă s-a uitat la videoclipurile mele, e cam nașpa. Dar sper că nu s-a uitat. Băi, fraților, în momentul de față, după cum puteți vedea, mă aflu aici și o să înceapă prima rundă. O să-l trolez prima oară, în prima rundă, bă, aș zice să-l iau ceva mai ușor și aș vrea să mă transform într-un... Ce face, mă, ăsta? De ce? Uitați-l la el. Mamă, de ce era să mă fată? Mă, ăsta, ce facem acolo? Am dat la dispoziție. Dispoziție? Bă. De ce tot zic dispoziție? Mă, tu cu cine vorbești? Bă, cu cine vorbești, mă, acolo? Bă, alo, cum adică cu ce vorbesc? Cu oamenii aici? Mă, omule, de ce ești? Mă ascund și tu, de ce ai ieșit? Nu contează, tu te ieși, ascunde-te acolo. Doamne, cât de ciudat e băiatul acesta. Cum îl vei spiona pe acest YouTuber la vați ascunsele? Ei bine, suntem alături de un YouTuber, nu vă zic numele, intrați pe clip să vedeți și eu practic pot să mă fac acest porc, ok? Pot să fac, mă fac mai multe chestii, dar eu vreau să mă fac acest porc pentru prima oară și hai să începem. Hai să vedem ce face ăsta, hai să vedem, să-l auzim acum, dăm și noi drumul la căscuță și hai să vedem ce face. Alo, Octa, ce faci? Unde ești? Mă, ce? Bă, stai așa, Rafaele! Și cu armura asta? Nu mi-ai spus că am o armură pe mine, eu nici nu am văzut-o. Bă, omule, tu ți-ai pus armura pe tine. Bă, ai uitat când ți-ai pus armura pe tine? 4, 5, 6, 7, 9, 10, și nu-i gata, leu cu lopata! Rafael, te-ai ascuns? Okay, da. Câte văd, sunt foarte multe animăluțe pe picioare. Da, ideea e că oricum eu ți-am spus faptul că o să vin sau ceva de genul. Eu ți-am spus să vii după mine, adică nu știu ce ai făcut cu tuș așa, dar în fine, bă, da, vreau să spun o idee. Bă, timp la dispoziție, bă, te frumos. Bă, omule, asta. Opa, ia stai așa. Stai așa, pe unde crezi că omule, fugi? Omule, alo, alo, de ce dai în animale? Poți ce faci acolo, de dai în animale, mă, omule? Mă, omule, de ce dai în animale? Păi, dar nu e față. Nu ești tu, bă, nu e față. Bă, nu e față ascunsele cu animale, omule. Nu e față ascunsele cu animale, de ce dai după pe animale? Păi, înseamnă că, bă, nici nu știu, Rafael, sper că nu mă mint sau ceva, nu, cred că ești vaca asta, deci îți garantez că stai hide and seek cu animale, nu are cum altcumva. Păi și poți explica, te rog frumos, de ce ești a particule albastre din porcul, unde e? Uite-l, ăsta e porcul și se uită super ciudat la ce se uită. Mă, dar, bă, unde ești, mă, că eu nu te mai văd în momentul de față, bă, eu îți dau un indiciu, nu te mai văd. Stai puțin, pentru că vreau să discutăm o chestie super importantă. Oamenii au lăsat acolo lăsat acolo un like? Au apăsat pe butonul de like? Nici nu știu. Bă, la mine cred că au apăsat pe butonul de like, pentru că, în general, bine, unii dau, alții nu dau. Se mișcă super ciudat, Rafa, sigur nu ești tu ăsta. Dar eu nu te mai văd acum, în momentul de față. Au lăsat oamenii like sau nu? Pentru că dacă au lăsat, înseamnă că vor să vin după porcul ăsta. Nu știu, efectiv, eu simt cum au lăsat. Eu cred că au lăsat. Nu, eu cred că au lăsat Stai puțin, nu mai da după porcul ăla. Vreau să spun ceva, fii atent. În momentul de față, tu alergi în porc, da? Eu vreau să spun că mai ai 2 minute la dispoziție și dacă nu mă găsești, practic tot eu o să mă pun. Ca idee. La dispoziție, bă, vino, bă, înapoi. Bă, porcule, bă, Piggy, bă, așa spune acum, Piggy, okay, Rafaelo. Ok, dă-i după porc, dă-i după porc, dă-i după porc, dă-i după porc, nu se întâmplă. Rafael, eu ți-am spus că ești tu porcul. Ok, știi ceva? Te rog să nu-i spui lui Darusel. Cred că te-ai uitat tu la videoclipuri și știi ceva că mă transfer și în astea cal. Pur și simplu am văzut cum ieșeau niște particule super ciudate din porcul ăla și am zis că, bă, 100% ăsta e Rafael. Nu, sau mai e o idee. Nu, imposibil. Tu cred că ai avut numele aprins. Nu, să se vadă numele pe ecran. Altfel eu nu-mi explic cum ai putut să faci așa ceva. Ok, oameni buni. Da, nu mai pot să mai trolez. Am vrut și eu să-l trolez, dar uitați, chel sau uite la... Adică el a trecea, practic. Nu am trecea cu nimic, ok? Da, ok. Cum spui tu? Bine, hai să trecem la a doua rundă și să te văd pe tine data asta. Vrei să te joci tot acolo? Da, hai să mai dăm o rundă aici. Ok. Ha, bă, nu știu ce să spun, dar bă, tu da.
chiar nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect, pe bune, nu mi se pare corect ce ai putut tu să faci. Nu ce să zici, doar sunt prea bun la hide and seek, Rafael. Da, m-am foarte. Și cu Alexandra și cu Riff și cu Sebi, i-am bătut pe toți. What? Efectiv, am bătut pe toți. Pun pariu că unul dintre ei, adică Alexandru, nu știu de ce presimt, dar cred că e găina asta, Alexandru, ce știe? Găina Alexandru? Bro, what are you talking about, man? Mă, tu cu cine vorbești, mă, acolo? Tu vorbești cu prietenii tăi imaginari, mă, omule? Bă, dar tu vorbești cu prietenii? Cu cine, doamne, iartă, mă, vorbeai acolo cu prietenii tăi imaginari, că nu înțeleg, ești cu mine la față ascunzi? Nu ai auzit de domnul Alexandru, care îi place să facă mișto de mine? Huh? Păi, eu nu înțeleg de unde până unde ai zis tu că, ok, m-ai descoperit pe mine. Nu știu cum ai descoperit, sincer, ai avut noroc, dar de ce ai dat în animale, ok? Înțeleg că suntem animale noi ca skinuri. Dacă mă dați mie și un exolot. Nu m-ai găsit pe mine, sincer. Adică ce cum spui arta asta a mea? Ok, cred că te auzi dintr-un canal. Așa că, așa cred că locul... dintr-un canal, Rafael. Locul tău e ca seeker, bănuiesc, nu? Locul tău e ca seeker, du-te acolo și acum. A doua rundă, pentru că m-ai supărat. Fii atent, pentru că m-ai supărat. A doua rundă. Băi, cred că o fetiță s-a cam supărat. Adică, da, ce să spun. O fetiță, Rafael, nu e frumos. Chiar acum. Dar stai puțin, dar tu te-ai simțit, nu? Eu nici n-am zis cine, dar ok, dacă te-ai simțit, mie e cu mine. Bă, nu e adevărat, Rafael, pot de data asta să mă ascund eu. Ok, nu știi ceva, da, omule. Nu îți direi pe harta asta cu deșertul și o să... Mamă, iar te-ai dus la deșert, mă, omule. Era frumos să te duci la harta. Harta, dar în fine, du-te acolo. Doamne, Rafael, sunt curios să văd dacă mă poți găsi de data asta. Am găsit aici un buton, nu o să-l apăs pentru că mi-e frică dacă mă găsești mult mai rapid. Dacă apăsăm butonul ăla, mă găsești mult mai rapid decât m-aș aștepta. M-am dus, îți dau un singur indiciu. Ai venit după mine? Zi-mi-te rog frumos că ai venit după mine. Cum unde să vin după tine? Vino, mă, aici, pe harta asta, pe deșert. Ce? Te-ai ascuns? Da, m-am ascuns, sunt... Acum vă astea să zic că... Gata, am venit, da. Am indiciu pentru tine. Da. Un indiciu super, super frumos aici. Mă aflu. Da, știu unde te afli, gata. Acum vin la tine. Unde mă aflu? Uite, acum vin. Acum vin la tine. Acum vin la tine. Bă, dar nu e prin partea asta, ok. Deci nu ești în partea asta, în partea asta. Bă, nu ești aici, știu că ai zis la buton. N-ai apăsat butonul? Am apăsat, sunt acolo, Rafa. Da. Doar încearcă să mă găsești. Ok, ai apăsat butonul, ai apăsat. Mamă, dar e greu de tot că mai... Nu, ce buton? Stai așa, despre ce vorbim aici? Eu am căzut prima apă acum. Da, hai că vin din nou la tine, vin din nou la tine. Da, ideea e în felul următor. Vreau să-mi spui cu cal și re... În primul rând vreau să-mi spui dacă mă vezi în momentul de față. Unde sunt eu, mă vezi? Bă, nu prea te văd, să nu, știi. Nu prea sau? Gata, te văd, ești eu. Mamă, dar e super departe, deci da, rece, da, de țar. Sunt convins 100% că sunt departe de tine. Nu cumva ești tu pe aici, pe undeva, uite pe aici, pe jos. Rafa, pe unde pe aici? Sincer, acum, adică dacă ziceai că sunt pe aici, pe undeva, cum spui tu, m-ai fi găsit deja. Da, ok, păi cred că te găsesc deja, adică nu, deja, dar o să te găsesc imediat. În următoarele secunde eu aș ce să faci. Ia să vedem, o să număr până la 3, da? Dacă nu mă găsești până la... Nu, până la 2, nu, până la 1. Dacă nu mă găsești într-o secundă, am câștigat, oficial am câștigat. Bine? Perfect? Da, bun, hai să vedem. 1. Ok, și ce ai câștigat? Bă, nu știu. Mă lași în pace acum, te rog. Bă, doar lasă-mă. Nu m-am mai căutat pentru că nu sunt aici. Nu, sunt foarte departe. Dar de ce faci troll în momentul de față? Adică, ce, crezi că nu vin să te găsesc sau ceva? Bă, și așa nu te văd ca idee. Bă, ideea e că eu cred că știu unde ești, dar nu știu în același timp. Nu știu ce să spun. Ideea e că... Rafa, super cald. Ai trecut pe lângă mine. Lăsând gluma la o parte, ai trecut pe lângă mine. Ia mă, ia fiți atenți. Dar nu sunt, da, sunt fix ăla, Nu, fugi. N-ai cum. Rafa, nu, sunt... Fii atent, okay. Vezi faraonul ăla din fața ta? Nu, a intrat într-o... Nu, ieși de acolo, Rafa, nu, ieși, efectiv, ieși de acolo, ai ieșit? Nici nu te mai văd de data asta chiar... Așa, vezi faraonul ăla? E un bloc pe mijloc acolo sus, un roșu. Ăla gen, ăla de jos, de fapt. Ăla de jos, de sus, de jos, de sus, care e jos, de fapt, care e practic mai jos decât de ăla de sus. Ai înțeles? Da, eu credeam că Darusel n-are minte, dar în fine, așa, și ce să fac acolo? Sunt eu, blocul ăla sunt... Fix eu. Doamne, tu mă-i la mișto, omule, eu nu înțeleg. Mă, ce? Eu credeam că cu Darusel îmi pierd toți neuronii. Adică, așa. Ăla sunt eu, încearcă să mă bați. Nu o să reușești niciodată. Mă, unde mă omul ăsta? Mi se pare... Bă, ori mă trolești și tu, dar nu știu că nu ai ăla de trolat. Tu ești costumat într-un animal sau ceva? Că nu-mi dau seama. Ce animal? Despre ce vorbim aici? Nu, Rafael, eu sunt acum, dacă apăs... Dacă apăs ce? Nu e... Sunt norișorul ăla de sus, norișorul ăla. Norișorul ăla de sus, de sus, de tot. Doamne, omule, tu-ți bagi de mine. Știi ceva? Ia, lasă-mă în pace, eu mă duc acum să te caut. Nu pot să cred. Deci
Deci, efectiv, ai trecut de vreo 20.000 de ori pe lângă mine. Ți-am spus în norișorul ăla de acolo de sus. Ok, vrei să spun ceva? Știi ce crezi? Eu știu ce ai făcut. Ce am făcut? Te-ai pus, pe spectator. Ce spectator? Nici nu știu ce e aia, spectator. Da, că nu ai tu acces la comenzi și la alea. Auzi? Aud. Ești fix lângă mine. Ok, da? Sunt fix lângă tine, da? Bun. Nu te rog frumos, nu te teleporta. Ok. Rafa. Ok, unde ești? Unde ești acum? Că te-am dat pe survival. Bă, tu chiar nu ești... Mă! Bă, eu cream că ești... Chiar nu sunt pe spectator, nici măcar nu știu ce... Ok, nu, de fapt, nu, acum pe bune, lăsând toată Caterinca și tot miștou la o parte... Ok. Ia, vino, treci încoa, unde ești? Dă-mi o sabie, dă-mi și tu o sabie ca să te pot, să te pun și eu lovi cu sabia, păi... să ne putem bate. Mă, tu... Ce zici de asta? Mă, tu ești costum... Bă, lasă-mă, nu! Mama, frate, dar nu, cum? Rafa, nu, doar ți se pare. Văd ce oaia aia. What? Lasă oaia mă-mi place, bă, ce-i cu oaia? Și te-ai cu viața oaia. Te rog frumos. Ok, ne prefacem că n-am văzut asta, bă, fraților. Eu ți-am zis, bă, tu ai ăla, tu nu, că nu l-ai. Da, uite, că tu ești costumat. Wow, cât de amuzant ești tu. Ia, și ce faci acolo? Ce faci acolo? Nu știu cum să zic, dar gen, eu te văd în acest moment, sunt o găină, Rafa, da? Îți dau cel mai mare indiciu din viața mea, pe bune, sunt găina asta, uite, ia găina de aici, bă, du-te după găină, bă, lasă-mă, Rafa, hai mă, tu că ești șmecher, unde-i mă, unde-i urcă mă, unde-i duci mă, așa mă, ia vină mă după mine, repede, vreau să mă, nu, Rafa, unde s-a dus mă, unde s-a, Asta e de fraiere! Hai, du-te de aici, mă, fraiere, du-te, mă! Bă, dar tu te crezi? De ce m-am băgat? Eu să mă bag cu tine! Nu e corect! Bă! Mă, ce-a fost asta, Rafael? Știi și voi că nu o să pune nimeni cu mine? E adevărat, nu? Data asta eu zic că cel mai bine ar fi să schimbăm și harta, doar că vreau să mă lași din nou pe mine să mă ascund. Mamule, da, normal, ar trebui să schimbă harta pentru că ți-am zis de data trecută, dar tu ai vrut să te joci tu pe deșert, dar salamandra asta ce ești tu nu cred că ar merge pe deșert. În primul rând, eu zic că ar trebui să mă ascund tot eu pentru că tu ai trișat, ai zis că nu, Rafa, că nu te joci cu d-alea. Rafa, lasă-mă pe mine să aleg din nou, să mă ascund din nou, o să mergem pe pădurea blestemată, ce zici? În fine, hai du-te tu, hai că te las așa. Lași pe mine? Da, lăsăm începătorii să joace. Hai să vedem ce să reușim. Bă, tu ascunde-te acolo, îmi zici când ai terminat, bine? Bă, m-am pus în gura lui ăsta. Efectiv, pot să mă ascund în gura. Stai așa că ți-am zis unde mă ascund. Da, wow, totuși... mamă, ce mi-ai zis. O, îți dai seama că nu ca și cum e psihologie inversă și te ascunzi altundeva, nu? Bă, bine, cum spui tu, îmi convine. Da, să știi că m-am ascuns printre copacii ăștia mof, pentru că după cum observ eu aici, sunt foarte mulți copaci ciudățe. Ai mai văzut copaci mof în Minecraft, Rafael? Da, ideea e, te-ai ascuns sau nu, că vreau și eu să vin, că nu prea mai am chef să mai stau cu tine. Mi s-a luat tot cheful de când ai stricat tu. Da, poți să vin. Păi ia, te-ai ascuns, mă, în animal. Vrei să spun, uite, pisica asta ești tu. Wow, te omor, da, nu e pisica. Ok, ești cicănul ăsta, nu ești cică. Mă, nu e, chiar nu ești animal. Eu aș avea o chestie. Nu, băi, de ce? Care au fost șansele, Rafa? Da, de ce te... Bă, da, uite, mai e o pisică în spate, bă, ce pisica aia? Bă, nu, oaia, bă, nu, câinele ăla, e un câine, vrăjitoarea. Ok, da. Nu mă fac! Bă, de ce? De ce am primit o armură? De unde am armura asta? Ok, omule, deci tu trișezi în continuu. Mi se pare real, mă. Eu am vrut să te trolez de... tu ai vrut să intri aici să jucă în fața ascunsele pe harta mea ca să te trolezi. Uite-te în spatele, tău, mă, e o pisică. Să mă trolezi tu, de fapt. Pisica aia, aia sunt eu. Bă, lasă-mă. Da, după pisica aia m-am dus. M-a păcălit, nu pot să cred. Păi și acum tot pe mine mă lasă să mă ascund, nu? Da, tu pe tine te lasă să te ascunzi. Doamne, oameni buni, eu nu înțeleg ce se întâmplă, mă, e mai Brain Rot decât Darin Selbă, bune, parcă era mai ok cu Darin Selbă. Ideea e că el știa, mă, că s-a uitat la videoclipuri, la astea, nu știu, a știut cu asta, cu trollul. Da, măcar am reușit și eu cât de cât acolo să fac ceva, dacă v-a plăcut, vreau să-mi spuneți, adică uitați-vă la el, da, atâta. Bă, mai vrei să-l mai trolezi undeva, dar ideea e că trebuie să-l trolezi cu ceva să nu știe, că dacă știe, e cam nașpa. Nu știu, scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade cu el. Și da, cam atât a fost, nu prea ne-a ieșit, dar a fost ochiuț. Vreau să spuneți voi acolo părerea voastră în comentarii. Pa, pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.